Prima ședință de lucru a noului Consiliu Județean a avut loc pe 15 iulie și chiar la începutul ședinței au apărut primele nedumeriri. Președintele Marian Mina a supus la vot aprobarea procesului verbal al ședinței din 21 iunie, ședință care a întrunit Consiliul în vechea componență. Lipsa de experiență a unor consilieri noi și-a spus cuvântul, unii dintre ei neștiind cum trebuie să voteze din moment ce pe 21 iunie nu erau încă membri ai Consiliului și nu participaseră la ședință. Situația a fost lămurită de către secretarul județului Florin Dinu, după care la următor punct, lucrările au intrat în normal. Se aprobă prima ședință de Consiliu. Toate procesele verbale trebuie să aprobate. Deci, cine este pentru? Ridicați mâna. În nou regulament avem și o prevedere care poate obliga prin votul majorității consiliilor ca fiecare consilier să-și motiveze votul. Ordinea de zi este aprobarea procesului verbal a ședinței publice de constituire din data de 24 iunie 2016 a Consiliului Județean Giurgiu. Prezintă domnul Florian Dinu. Da, deci reprezintă consemnarea dezbaterilor din ședința de constituire a noului Consiliu Județean. Au fost înaintate, le-a studiat. Dacă aveți obiecții pe marginea acestui proces verbal, puteți să le faceți. Dacă nu, trebuie supus adoptări. Asta e procedura legală. Trecem direct la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Restul lucrărilor s-au desfășurat fără probleme, doar cu unele discuții la câteva proiecte de hotărâre. Cele mai multe au avut loc la modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean.